Sunteți bucuroși de oaspeți? Da! Da. Doamna Iulia, doamna Svetlana, venim la dumneavoastră cu o deosebită plăcere, cu un la mulți ani și cu urări de bine, căci anume astăzi, în această zi frumoasă de vară, înconjurată de acești pici minunați, vă sărbătoriți cea mai frumoasă zile de naștere. Dați-ne voie să vă felicităm, să vă dorim din adâncul sufletului tot binele din lume. Sănătatea să vă găzduiască, norocul să vă însoțească. Și cu părere de rău, noi, muritorii de rând, nu avem putere să dăm zile vieții. De aceea, dumneavoastră, vă dorim să dați viață fiecare zile trăite. Ziua de mâine să fie chiar mai frumoasă ca aceasta de astăzi. Aici, în această împărăție a cunoștințelor, unde se îmbină educația cu instruirea și cu jocul, să aveți copii deștepți, să vă bucurați de cumințenia lor și să vă înconjoare chiar și părinți cum se cade, la mai mult și la mai mare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vă pune tradiționala noastră întrebare: cum credeți cine a solicitat felicitarea? Părinții, toți părinții. Haideți să vedem cu cine țineți aceste torte pentru mesele de sărbătoare. Aveți câte o floare minunată, ceva aici în săculeț. Și sigur că avem pentru dumneavoastră și niște mesaje frumoase. Frumoasă e datoria în care ați fost chemați, și numele, și fapta, și gândul ce-l purtați. E nobilă lumina pe care o semănați și luminoasă estima pe care o meritați. În această zi, încă câte un trandafir s-a atașat la buchetele vieților dumneavoastră, fie ca ei să înflorească mai frumos decât cei pe care îi aveți deja. Noi vă urăm din suflet numai zile pline de zâmbete, bucurii și armonie în fiecare clipă. Vă mulțumim că ați încercat mereu să faceți în așa fel încât toate activitățile copiilor noștri să pară o simplă joacă. Vă mulțumim pentru toate lucrurile frumoase pe care îi învățați. Mulțumim pentru răbdarea și dragostea cu care îi primiți în fiecare zi. Și vă rugăm să iertați pentru momentele în care uită să fie cuminți. Știm că uneori sunt neastâmpărați și v-au supărat, dar așa sunt ei, cu mai multă energie față de generațiile trecute. Nu există prilej mai minunat de dăruire decât să poți da zi de zi ce ai mai bun din tine. Să poți să înveți cu înțelepciune și răbdare pe cel ce a venit la activitate, pentru călăuzirea pașilor prin grădiniță, pe drumul științei, pentru învățare și cunoștințele dăruite, vă mulțumim cu respect, Doamne educatoare! Sunteți și rămâneți a fi promătoarele dragostei de oameni, ai schimbării spre bine și ai frumosului. În mijlocul vierii, bogată în mii de daruri cerești și pământești, noi vă aducem ale noastre felicitări pline de dumnezeire și iubire, încununate de o feierică dorință omenească de a vă vedea pururea, tinere. Să aveți parte de multă, multă sănătate, fericire, stimă din partea celor ce vă înconjoară. Fie ca anii trăiți să vă aducă multe bucurii, viața să fie plină de înțelegere și susținere din partea celor dragi, să savurați cât mai multe clipe fericite, să aveți parte de magia dragostei, nobleții, înțelepciunii și a viselor împlinite. Cu la mulți ani, cu multă stimă și respect, vin copiii și părinții grupei Buburuza. Felicitări dumneavoastră! Dragile noastre, știm precis că aveți și dumneavoastră așa un mic mesaj pentru cei dragi sufletului, că într-adevăr sunt dragi. Da.
este o surpriză neașteptată în această zi frumoasă și aducem mulțumiri copiilor și părinților. Acestea sunt lacrimi de bucurie. Bucurie că mama mi-a dat viață, bucurie că mama mi-a dat aripi să zbor în lumea frumosului, să fiu mereu între copii. Copilași, să știți că toată viața ne-am dedicat-o copiilor. Și mulțumim tuturor copiilor, tuturor părinților, pentru aceste urări, pentru această surpriză, doamna Ana, și tuturor părinților vreau să vă mulțumesc. La mulți ani! Da, mulțumim părinților, nu ne-am așteptat de o așa surpriză, nici n-am visat, dar totuși părinții ne iubesc pe noi și noi iubim foarte mult părinții și copiii și în continuare o să avem grijă de copiii dumneavoastră. Vă iubim mult pe toți și vă stimăm. Mulțumim copilași și părinți. Noi vă dorim o zi cât mai frumoasă, o sărbătoare pe cinste, la mulți ani pentru doamnele educatoare! Hai să batem din palme toți!